Viața omului modern înseamnă cel puțin 10 ore pe zi de stat pe scaun. Pandemia a accentuat stilul sedentar al oamenilor și acum tot mai mulți se plâng de dureri de spate. Pentru a preveni instalarea herniilor de disc provocate de așezatul prelungit, o soluție ar fi fizioterapia. Tocmai de aceea l-am alături de mine pe Alexandru Ilie, fizioterapeut. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc frumos de invitație! De ce apar durerile de spate și cam în ce zone ar fi ele localizate? În primul rând apar pentru că omul este o ființă bipedă, care n-a fost proiectată să fie atât de mult în poziție statică. Deci suntem împotriva sistemelor noastre biologice. Noi suntem proiectați să mergem, să alergăm, să ne cățărăm. Și ia că te ajungi astăzi în 2022, când ne găsim în 12-14 ore de stat cu fundul pe scaun, pentru că muncim în așezat, călătorim în așezat, mâncăm în așezat și ajungem acasă și vrem să ne odihnim tot în poziție așezat. Iar această poziție conduce în primul rând la o perturbare a tensiunilor musculare, care ulterior conduc la o perturbare de statică vertebrală. Deci aceste probleme de postură, care le cunoaștem și de care am auzit, dacă stăm fie cocoșați, fie avem tot felul de accenturi al curburilor fiziologice, apar ca un efect secundar a slăbiciunii musculare care se instalează odată cu statul prelungit pe scaun și ulterior apar inclusiv modificări structurale. Adică fenomene grave de tip hernie de disc poate apărea în urma statului prelungit pe scaun. Vorbesc de 5, 7, 10 ani de zile în care muncești în această poziție, tot ai avut dureri. Practic, organismul ți-a trimis în mod repetitiv semnale că te doare din ce în ce mai mult, din ce în ce mai des. Apelezi de multe ori la automedicamentație și aici trag un semnal de alarmă să nu se mai apeleze la automedicamentație și să se asculți corpul și să adresezi specialistului ori de câte ori simți o durere în organismul tău. Și în final, când neglijezi toate aceste semne, îți faci o investigație paraclinică, un RMN și constați la 30 de ani, la 35 de ani, deja, deci la o vârstă foarte tânără, că ai o hernie de disc. O patologie care nu era cunoscută în medicina de acum 50 de ani, decât în urma unui traumatism se putea recunoaște la această vârstă. În rest, nu era considerat un fenomen fiziologic, un fenomen normal. Ce facem ca să nu ajungem în acest punct? Din momentul ce apar durerile, unii aleg să facă masaj, alții aleg să se îndrepte către sală, crezând că aici ar fi o soluție. Unii se duc la fizioterapeut, alții la kinetoterapeut. Cum alegem? De departe, cel mai bun mod de a combate durerile musculoscheletale produse de statul prelungit este să începi să faci mișcare. Deci să începi să ai un program de exerciții și aici trag un semnal de alarmă din nou care să fie adaptat tabloului tău clinic. Deci este extrem de important să ai parte de un consult inițial pe care de data aceasta specialistul în mișcare este fizioterapeut. După 5 ani de studii universitare, ei sunt cei care știu cel mai bine latura de biomecanică și care poți să te evalueze în urma unor teste funcționale și să spună ce anume nu funcționează încă bine în corpul tău, la finalul căruia poate să-ți însușească un plan terapeutic personalizat. Din fericire, acest tip de exerciții și aceste planuri terapeutice, astăzi, mai ales acum după pandemie, se pot realiza cu succes și de acasă, asta dacă fie fizioterapeutul se poate conecta cu tine în online, fie există platforme de fizioterapie care realmente asta îți oferă accesul la planuri terapeutice personalizate, care practic îți oferă posibilitatea să câștigi timp, nu mai e nevoie să te deplasezi la o sală de fizioterapie, spunând în momentul de față că vizita la un astfel de cabinet se pretează când vorbim despre o durere mare, deci o urgență medicală, dar pentru a combate aceste dureri tip cronice produse de statul pe scaun prelungit și de o viață sedentară, cred că este extrem de oportun să apelezi la un asemenea serviciu și să începi să faci exerciții 30-40 de minute atunci când tu alegi, când tu ai timp, de fapt. În fiecare zi ar trebui făcute aceste exerciții? Anca, ar fi ideal în fiecare zi, însă, din păcate, viața omului modern cu copil, cu job, cu lucruri care ajung de multe ori acasă la ora 21, e foarte greu să le spui oamenilor în fiecare zi. Așa ar fi ideal. Dar cel puțin o dată la două zile spun că este imperios necesar să se gândească fiecare înțelegând efectele care vor apărea. Pentru că asta le spun pacienților mei. Dacă va apărea hernia de disc sau nu, nu e întrebare. Ci doar când va apărea, asta dacă nu începi să faci un plan terapeutic, să faci un exerciții în mod repetitiv, practic de 3 ori pe săptămână cel puțin, să-ți însușești un plan care, repet, să fie dedicat tabloului tău clinic. Pe lângă aceste exerciții pe care le primim, prin acest sistem de telemedicină care
am florit foarte tare în această perioadă a pandemiei și care ne ajută pe noi toți. Primesc cei care apelează la acest sistem și altfel de sfaturi referitoare la cum ar trebui să doarmă, poziția corectă de somn, cum ar trebui să stea pe scaun, ce tip de scaun să aleagă? Cu siguranță, consultația întotdeauna le oferă o perspectivă globală. Vorbesc inclusiv de stimul psihoemoțional, adică sunt tehnici de relaxare, de exemplu, pe care noi le oferim oamenilor când vedem în cadrul consultațiilor că au un status psihoemoțional perturbat. Îi vezi de fapt că ei exacerbează durerea, spun mă doare tare, de 7, de 8, dar testele funcționale nu-l ajută, adică ved că ai o mobilitate mare, nu apare un semnal dureros, dar el totuși spune că îl doare tare. Deci atunci e clar, e un status psihoemoțional perturbat și oferă astfel de indicații, având acces fie la clase de mastermind, tehnici de relaxare și nu în ultimul rând sfaturi de ergonomie, așa cum ai spus și tu. Noi îi punem efectiv cu telefonul mobil, spune arată și mie cum arată biroul tău. Sau fă-mi o fotografie. Și aici, din nou, încă o dată le spun, dacă este posibil să își achiziționeze un stand-up desk, este soluția cea mai reală, cât mai aproape de necesarul omului modern, pentru a putea să alterneze la fiecare oră, măcar 10 minute, să lucreze în poziția ortostatică, deci să stea în picioare. Pentru că aceste birouri care se reglează pe înălțime, asta îți oferă ca și opțiune să lucrezi 45-60 de minute în așezat și apoi 10-15 minute să stai în picioare.